Într-o bună zi, măgarul unui țăran căzu într-o fântână. Nefericitul animal se puse pe zbierat ore întregi, în timp ce țăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, țăranul hotărâ că măgarul și așa era bătrân, iar că fântâna, oricum secată, tot trebuia să fie acoperită odată și odată. Și că nu mai merita osteneala de a-l scoate pe măgar din adâncul fântânei. Așa că țăranul își chemă vecinii ca să-i dea o mână de ajutor. Fiecare dintre ei apucă câte o lopată și începură să arunce de zor pământ înăuntrul fântânei. Măgarul pricepu de îndată ce îi se pregătea și se puse și mai tare pe zbierat. Dar, spre mirarea tuturor, după multe lopezi de pământ, măgarul se potoli și tăcu. Țăranul se duse și privi în adâncul fântânei și rămase uluit de ce văzu. Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva neașteptat. Se scutura de pământ și pășea deasupra lui. În curând, toată lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul ajuns până la gura fântânei, sări peste ziduri și ieși frământând. Viața va arunca poate și peste tine cu pământ și cu tot felul de greutăți, iar secretul pentru a ieși din fântână este să te scuturi de acest pământ și să-l folosești pentru a urca un pas mai sus.